Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre locuri misterioase care duc în lumi fascinante, portaluri către alte puncte ale Universului. Dacă ați poseda cheia și cunoștințele secrete și ați putea deschide portalul cosmic care duce la regatul zeilor, ați fi pregătiți să călătoriți într-o lume dincolo de imaginația voastră și să cunoașteți stăpânii stelelor. Dacă examinăm progresul umanității de astăzi, sau uneori mai degrabă lipsa acestuia, ne întrebăm dacă am atins un stadiu al dezvoltării noastre care să ne permită să intrăm în domeniul speciilor extraterestre foarte avansate. Studenții de ufologie și teoria astronauților antici, sau teoria extraterestră antică, așa cum este adesea numită acum, contemplă adesea originea formelor de viață extraterestre avansate. Cum pot apărea și dispărea OZN-urile în câteva secunde? Posibilitatea ca extratereștrii să viziteze Pământul în trecut și în prezent a fost respinsă în mod regulat de majoritatea oamenilor de știință, în principal din cauza problemelor zborului interstelar. Criticii ipotezelor extraterestre repetă adesea că distanțele enorme care separă stelele reprezintă o problemă imensă pentru orice rasă care dorește să exploreze galaxia. Zborul interstelar este într-adevăr o dificultate, dar pentru rasa umană. Civilizațiile extraterestre, care sunt cu mii, dacă nu milioane de ani înaintea noastră în dezvoltarea lor, au descoperit cel mai probabil mijloace adecvate de explorare a Universului. Nu avem dreptul să presupunem că toate speciile din galaxie se află la nivelul tehnologic actual ca umanitate. Este posibil ca pe Pământ să existe portaluri, punți cosmice misterioase către alte puncte ale Universului? Aceste portaluri conduc la alte galaxii și civilizații extraterestre? În timp ce acest lucru poate suna ca o conspirație sau ceva ufologist, adevărul este că multe civilizații antice au crezut ferm în existența unor astfel de lucruri. Chiar și astăzi există multe legende orale care vorbesc despre porțile stelare sau portaluri. Poarta stelară naturală este similară cu un pod Einstein-Rosen sau gaură de vierme, care în teorie se formează atunci când spațiul-timp este distorsionat de câmpurile gravitaționale intense generate de stelele care se prăbușesc. Aceasta ar însemna că oricine ar putea supraviețui chiar și pentru timp scurt câmpurilor gravitaționale intense care însoțesc punctul de singularitate și apoi să iasă în viitor în orice moment dorit. Fizicienii cred că teoretic este posibilă formarea unui pod Einstein-Rosen unde se poate chiar călători înainte și înapoi în timp. Deci, cel puțin în teorie, punctul de singularitate oferă un mijloc de a merge înainte sau înapoi în timp. Hierapolis a fost un oraș antic din sud-vestul Anatoliei. Ruinele sale sunt adiacente sitului de astăzi Pamukkale din Turcia și includ un muzeu arheologic desemnat ca sit al patrimoniului mondial UNESCO. În martie 2013, arheologii italieni au anunțat că au descoperit ceva pe care grecii antici l-au descris drept intrarea în iad. Omenirea antică a fost fascinată de lumea interlopă. Atât grecii cât și romanii erau legați de regatul lui Hades și Pluto. Istoria scrisă ne vorbește despre exploratorii care au putut călători în aceste locuri misterioase, accesându-le într-un fel și permițându-le să se deplaseze printre zei. În orice caz, unde sunt situate aceste locuri? Nu sunt altceva decât un mit? Să vedem câteva exemple. Poarta lui Pluto. Poarta lui Pluto era considerată atât de sacră, încât doar marii preoți aveau voie să se apropie de ea. Se spunea că acești preoți se închinau unei zeițe puternice cunoscută sub numele de Sibele sau Cibele. Aceasta era cunoscută pentru că era gardianul ușilor, iar legendele antice spun că era nevoie de permisiunea ei pentru a se deplasa prin timp și spațiu. Iconografic, ea este adesea înfățișată stând lângă ușa care duce către lumea cealaltă. Poarta lui Pluto este doar unul dintre multele locuri misterioase,
descrise de istoria omenirii, care duc la locuri fascinante și șocante. Cu toate acestea, ceea ce este și mai interesant este faptul că există nenumărate povești asemănătoare cu aceasta. În multe cazuri, aceste porți nu numai că au permis trecerea instantanee din planeta noastră, ci și călătoriile dincolo de spațiu și timp. Conform nenumăratelor mituri, aceste pasaje au fost străbătute de ființe din altă lume. De-a lungul istoriei umanității, putem citi multe legende și povești, chiar mituri ale creației, care povestesc despre ființe avansate, care într-un fel au venit din stele. Aceste ființe au fost numite ființe cerești sau zei. Aceste ființe cerești misterioase au fost adesea descrise ca trecând prin portaluri sau uși dintre stele, de unde și termenul Stargate. Sunt acestea doar mituri sau sunt la baza culturilor antice? Putem găsi dovezi ale existenței unor portaluri și porți stelare pe Pământ? Potrivit mai multor autori, există o serie de locuri pe planetă în care culturile antice au construit portaluri și porți stelare. De ce civilizațiile antice au construit portaluri sau porți stelare? Oare pentru că zeii au trecut prin uși similare? Sau, după cum insinuează unii autori, sunt aceste construcții doar rezultatul imaginației omului antic? Sau mai există ceva în aceste misterioase Stargate? Ar putea poarta lui Pluto să fie o veche poartă stelară? Un loc de pe Pământ care a permis călătoriile multidimensionale? Un loc protejat de preoți misterioși care posedau tehnologie și cunoștințe mult peste ale noastre? Să facem un tur al Americii de Sud. Cele mai faimoase ruine incașe se găsesc în Peru, în Machu Picchu, un loc situat în Anzi. Ascuns în colțul de sud-vest, a ceea ce arheologii cred că ar fi fost piața principală a sitului, se află Templul celor Trei Ferestre. Templul celor Trei Ferestre este o sală de piatră de 10 metri lungime și 4 metri lățime, care conține trei ferestre trapezoidale de-a lungul unui perete. Textele scrise indică faptul că cele trei ferestre au fost aliniate perfect pentru a face răsăritul solstițiului din iunie să treacă printr-un unghi aproape perfect. Clădirea a fost construită astfel încât întreaga structură să fie orientată să primească prima lumină dimineață prin cele trei ferestre în timpul solstițiului de vară, simbol reprezentând mitul creației incașilor. Potrivit poveștii incașilor, Viracocha, copiii zeului soarelui, au intrat în lume prin trei deschideri misterioase deasupra unui munte și au dat naștere civilizației incașe. Această legendă străveche spune că frații Ayar au coborât prin trei portaluri, cele trei ferestre, pentru a crea poporul Inca. Mai mult, se spune că templul lui Machu Picchu cu cele trei ferestre reprezintă acest eveniment misterios. Ar putea acest eveniment să ajute la descrierea străvechii tehnologii stelare utilizate de vizitatorii din altă lume în Peru? Chiar au trecut prin aceste ferestre? Dacă ar fi o descriere a unei călătorii prin porțile stelare care a avut loc cu mii de ani în urmă, există vreo legătură misterioasă între templul celor trei ferestre și poarta lui Pluto? Susține știința teoria Stargate și teoria portalurilor? Sau aceste idei nu sunt altceva decât mituri ale creației inventate cu mii de ani în urmă de culturile antice? În timp ce lucrau la Institutul pentru Studii Avansate, cercetătorii Albert Einstein și Nathan Rosen au publicat o idee revoluționară care a dus portalurile și porțile stelare mai aproape de realitate. Perechea de oameni de știință a ajuns la concluzia că teoria relativității admite existența unor comenzi rapide prin continuumul spațiu-timp. Aceste căi, numite mai frecvent poduri Einstein-Rosen sau găuri de vierme, au capacitatea de a conecta două locuri îndepărtate, făcând călătoria către cele mai îndepărtate stele din univers o posibilitate la îndemână. În ultimii ani, mulți fizicieni proeminenți și mai deschiși la minte au propus ideea de universuri paralele, găuri de vierme
și au manifestat un interes sporit pentru existența altor dimensiuni. O navă spațială ar putea intra în ceea ce se numește o gaură de vierme și se poate găsi la sute sau chiar mii de ani lumină de poziția sa inițială în spațiu. Utilizarea găurilor de vierme ca ferestre în spațiu ar permite unei nave să sară într-un alt cadran spațial foarte rapid. De asemenea, s-a teoretizat că dispozitivele antigravitaționale ar putea deschide o gaură de vierme către un univers paralel. Lumile nevăzute cu ochiul liber nu pot fi încă înțelese pe deplin, dar existența lor nu trebuie negată. Formele de viață extraterestre pot proveni cel mai probabil de pe alte planete, precum și din universuri paralele, tărâmuri astrale și eterice. Un studiu mai atent al anumitor rapoarte indică faptul că ființele extraterestre se manifestă uneori simțurilor noastre ca apariții și se teleportează în lumea noastră dintr-o altă dimensiune. Acest lucru ne aduce la misterul fascinant al porților stelare, care sunt considerate a fi porțile de acces ale zeilor. Există locuri pe această planetă care sunt învăluite în mit, magie și mister. Acestea sunt situri în care poți simți prezența extratereștrilor antici sau, cum spunem, și zeii stelelor, străvechii noștri stăpâni. Dar să ne întoarcem în Peru și să explorăm ceea ce mulți cred că este poarta zeilor. Potrivit legendei nativilor americani, există o anumită ușă interdimensională ascunsă adânc în munții Anzi. Aparent, aceasta este una dintre numeroasele porți strategice de pe planeta noastră. Poarta din Peru este situată la aproximativ 35 de kilometri de orașul Puno. La prima vedere, poarta zeilor, Puerta de Jayumarca, arată ca o piatră obișnuită sculptată, dar se presupune că este mult mai mult decât atât. Povestea presupusei porții stelare din Peru a fost raportată pentru prima dată de Paul Dimon. Din păcate, puține descoperiri noi au fost raportate de atunci. Ușa este greu de accesat și, din păcate, nu a fost niciodată complet explorată, dar se crede că acesta ar putea fi un portal care duce la țara zeilor. Multe vederi ciudate și inexplicabile au avut loc aici și oamenii care locuiesc în zonă se tem să viziteze locul după lăsarea întunericului. Faptul că localnicii nu sunt adesea dispuși să vorbească despre experiențele lor remarcabile face dificilă trasarea graniței dintre zvonuri, ficțiune și evenimente adevărate. Cu toate acestea, încă putem obține o imagine de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în această regiune. Martorii au raportat că au văzut bărbați înalți, cu părul deschis și pielea deschisă la culoare. Aceste ființe sunt adesea însoțite de bilă de lumină albastre și portocalii. Aceste creaturi necunoscute vin prin acest portal și dispar în tăcere din nou. Cine sunt și de unde vin? Localnicii sunt convinși că ușa duce la pământul și casa zeilor antici. În anumite ocazii, zeii se întorc prin acest portal pentru o scurtă perioadă de timp pentru a-și inspecta domeniul pământesc. După aceea, dispar înapoi în lumea lor. Legendele și miturile pe care le găsim în Australia, America, Africa, Europa și Asia relatează toate o poveste care ne spune că lumea noastră actuală nu este nici prima, nici ultima. Conform înregistrărilor și credințelor antice, cel puțin 4 lumi minunate au fost deja distruse din cauza cataclismelor globale din trecut. Oamenii care trăiesc răspândiți în micile sate de pe tot cuprinsul Anzilor cred că vizitatorii ciudați observați în apropierea ușii sunt zei antici, care în timpurile preistorice au coborât din cer și au creat viața pe această planetă. Există o credință comună că înainte de apariția lumii următoare, zeii antici vor veni pentru a informa și a avertiza cu privire la distrugerea viitoare. Nativii nu se tem de schimbările iminente, deoarece, deși știu că vechea profeție trebuie împlinită, au o credință profundă în zeii lor. În același mod, creștinii cred în a doua venire a lui Iisus Hristos, care va veni și îi va salva în vremuri de disperare. Oamenii de aici cred că vizitatorii cerului care se întorc
vor lua locuitorii în siguranță și îi vor proteja de tot felul de catastrofe. Dar nu numai că au fost văzute ființe înalte remarcabile dispărând prin ușa misterioasă din munți, acest loc este de asemenea renumit pentru numărul mare de vizionări de OZN-uri. Sfere strălucitoare în formă de disc sunt observate frecvent în această zonă, precum și în vecinătatea lacului Titicaca și Marcahuasi, un alt portal cosmic puternic din Peru. Oamenii care au avut șansa să viziteze și să exploreze ușa descriu un sentiment de energie care curge prin corp atunci când ating stânca. Alții au avut viziuni despre stele, zone iluminate și norii de gaz strălucitori. Un sentiment de cădere liberă a fost de asemenea raportat printre vizitatori. O legendă străveche spune că există o cheie a portalului, un disc de aur care îi permite proprietarului să deschidă porțile și să intre în regatul vechilor maestri ai cerului. Această legendă merge cu mult înapoi în timp, până la întemeierea Imperiului Incaș. Potrivit băștinașilor, Amaru Muru, cunoscut mai târziu ca Manco Capac, a fost primul preot rege al Incașilor. Adevărata origine a lui Amaru Muru este un mister. Unii spun că s-a născut în legendara peșteră montană Tampu Toco și că în timpul copilăriei a fost dus la zeul soarelui și mai târziu s-a întors înapoi pe pământ. O altă versiune a poveștii este că Amaru Muru era un înțelept lemurian. Cu puțin timp înainte de distrugerea continentului Mu sau Lemuria, a fost trimis împreună cu alți înțelepți în diferite părți ale lumii. Misiunea lor era să creeze noi civilizații și toți au purtat cu ei o serie de obiecte sacre și înregistrări secrete de pe continentul legendar. Amaru Muru și soția sa au ajuns cu vapoare într-o vale peruană. Mai multe temple și orașe, cum ar fi de exemplu Machu Picchu, Cuzco și Tiahuanaco, au fost construite în mod deliberat peste vârtejuri puternice. În timp, Imperiul lui Amaru Muru a inclus nu numai Peru, ci s-a întins în toată America de Sud. El a înființat de asemenea așa numita frăție a celor 7 raze. Ascunsă într-o mănăstire adâncă în Anzi, această școală de mistere a continuat să urmeze învățăturile sacre lemuriene. În plus, mănăstirea de pe insula Tachile a păstrat și obiectele de valoare aduse de Amaru din piatra mamă. Printre unul dintre aceste obiecte se afla un anumit disc solar sacru. Discul a fost văzut rar și de cele mai multe ori a fost depozitat într-o cameră ascunsă. Se pare că discul de aur a fost scos doar din locul său în vremuri transcendentale sau ocazii cu caracter cosmic. Cu alte cuvinte, discul era folosit când se apropia o catastrofă cosmică și era nevoie să se deschidă porțile către regatul zeilor. Acest prețios disc de aur ar trebui să fie cheia pentru deschiderea misterioasei uși cosmice. Interesant este de observat că arheologii care au examinat stânca de la Hayu Marca au descoperit o mică depresiune circulară lângă intrare. S-a speculat că această depresiune a fost probabil destinată plasării discului de aur, cheia pentru deschiderea ușii. Multe temple, orașe și monumente sacre din întreaga lume sunt considerate a fi construite peste ceea ce par a fi vârtejuri. Energia pământului invizibilă, așa numitele linii lei, conectează o serie de situri antice sacre. Posibilele vortexuri ar trebui să existe în America de Sud, Mezo și America de Nord, Egipt, Malta, Creta, Spania, Italia, Grecia, Marea Britanie, Franța, Mesopotamia, Liban, Australia, Asia, pur și simplu în toată lumea. Acum să ne întoarcem în Peru. Am menționat mai devreme Marcahuasi, un loc unde raiul și pământul se întâlnesc. Este fără îndoială unul dintre cele mai remarcabile locuri pe care le putem vizita. Nu este o sarcină ușoară să ajungi la platoul Marcahuasi, care este situat sus în Anzi, la un nivel de peste 1500 de metri înălțime deasupra nivelului mării. Se spune că Marcahuasi este un loc dincolo de vălul timpului.
Monumentul Umanității și alte sculpturi ne amintesc de toate rasele pierdute și uitate, care au trăit în lumii anterioare propriei noastre lumi. Marca Oasi este în multe privințe la fel de misterios ca ușa cosmică de la Haiu Marca. Oamenii care au vizitat platoul Marca Oasi au asistat la observări incredibile de genul inexplicabil. Obiecte zburătoare neidentificate au fost văzute plutind deasupra zonei de mai multe ori. Există o teorie că aici există o poartă stelară puternică situată în vecinătatea Marca Oasi. Localnicii au raportat că ființe ciudate se plimbă prin zonă ziua și noaptea. Aceste creaturi provin din interiorul pământului sau din altă dimensiune. În prezent nu există un răspuns la această întrebare și tot ce putem oferi sunt speculații. Oamenii au fost văzuți dispărând și apărând din nou de nicăieri. Cazuri de levitație au fost raportate de mai multe ori. Se crede că Viracocha și-a predat secretele străvechi aici, la una dintre marile școli de mistere, un templu al maestrilor antici. Când petrești ceva timp în această regiune, poți atinge o stare de conștiință superioară. Starea de conștientizare și spiritualitatea crește în acest loc remarcabil, unde simți prezența profesorilor cosmici. Ambele porții stelare peruviane sunt ascunse și cunoștințele despre cum să le folosești nu se pierd, sunt doar ținute secrete. Ar putea exista un motiv specific pentru care porțile interdimensionale sunt situate în regiuni ascunse și dificil accesibile? Poate că zeii antici nu au vrut să găsim și să folosim ușile care duc către alte lumi? Poate că înțelepciunea și conștiința noastră nu au crescut suficient și nu avem voie să intrăm în lumi locuite de extraterestri? Dacă am avea posibilitatea de a trece poarta, am putea îmbrățișa viața extraterestră într-o manieră pașnică? Las răspunsurile la aceste întrebări, dragi prieteni, la latitudinea voastră. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!